Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova se află la ceas aniversar. La împlinirea 25 de ani de excelență, invitat în cadrul ceremoniei, a fost și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care și-a exprimat recunoștința față de generațiile de profesori din cadrul universității, iar faptul că județul Mehedinți are cadre medicale pregătite se datorează în mare măsură Corpului Universitar de la Craiova. Stimată cadre universitare, stimați invitați, dragi studenți. Aniversarea 25 de ani de existență a Universității de Medicină și Farmacie și 53 de ani de învățământ medical superior de Alevan reprezintă un moment semnificativ în viața academică din regiunea Olteniei și din întreaga țară și vă mulțumesc, domnule rector, domnule decan, pentru invitația de a participa la acest eveniment festiv. Este o onoare să vă fiu alături și un prilej de a-mi exprima aprecierea față de generațiile de profesori care au onorat această instituție de învățământ. Faptul că sistemul medical din Mehedinți, și mă refer la Mehedinți pentru că reprezintă acest județ, are cadre medicale bine pregătite să trateze pacienții care își pun viața în mâinile lor, se datorează în mare măsură corpului universitar de aici. Cei mai mulți medici de la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin sunt absolvenți ai Universității de Medicină și Farmacie din Craiova și ne bazăm în continuare că absolvenții acestei instituții de învățământ vor veni în județul Mehedinți și vor acoperi deficitul de cadre medicale cu care ne confruntăm. De aici le transmit actualilor studenți că Mehedinți, de la nivelul Consiliului Județean Mehedinți, facem toate eforturile pentru a le oferi un mediu adecvat și modern de lucru. În această perioadă, clădirea principală a Spitalului Județean de Urgență, ambulatorul de specialitate, secția UPU și secțiile externe sunt un amplu proces de modernizare și dotare. În urma unor proiecte cu fonduri europene pe care le-am obținut și am convingerea că anul viitor lucrurile vor fi gata. De asemenea, spitalele de la Stehaia și Vânjumare sunt în proces de modernizare și sperăm să le reînființăm ca instituții medicale de sine stătătoare. Avem așadar toate premisele de a oferi viitorilor medici condiții bune de muncă și am convingerea că pregătirea profesională pe care o dobândesc în cadrul Universității de Medicină și Farmacie va putea fi pusă în practică în județul Mehedinți, un județ frumos și primitor. Onorate cadre universitare, vă transmit toate gândurile de apreciere pentru munca pe care o desfășurați. Domniile voastre au pus învățământul medical care aveam pe firmană. Eu personal, absolvent al Universității din Craiova, al Facultății de Drept, sunt mândru că am urmat cursurile universitare aici, în Craiova. Și am îndemnat pe tinerii din Mehedinți să vină aici, dar să se întoarcă acasă la finalizarea studiilor, la fel cum am făcut-o și eu. Permiteți-mi, domnule rector, ca înainte de a încheia să vă numesc o plachetă aniversară din partea instituției pe care o prezint, Consiliul Județean Mehedinți, care vă transmite respect pentru contribuțiile deosebite aduse de Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, vieții medicale, învățământului medical și farmaceutic din regiunea Olteniei în cei 25 de ani de la înființare.